Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. După o mică pauză vin cu o etalare foarte specială, aș citi titlul. Înainte de a începe etalarea, vreau să împărtășesc cu voi două lucrări care îmi sunt foarte dragi. Le-am făcut anul trecut pentru expoziția care s-a numit Maranata, pentru cei care știți ce înseamnă. Acesta este un serafin care mi este foarte, foarte drag. Sper să vă bucurați de vibrația acestui serafim, că tot este o eclipsă foarte specială și ce o face foarte specială este tocmai și încă o lucrare. Și încă o lucrare este faptul că astăzi noi românii sărbăm pe cei doi mari arhanghel, sfinții, de fapt eu așa zic, arhanghel, Mihai și Gavril. Aceasta este o altă lucrare care mi-este foarte dragă. Bine, este făcută cu bronz, cu auriu și o să se simtă reflexele, sper. În fine, am vrut, înainte să continui seria de etalări, să împărtășesc cu voi aceste lucrări care îmi sunt foarte dragi. Și să vă mai aduc aminte ceva. Hai să așez cărțile, să vă mai aduc aminte ceva, dragii mei. Când sunteți supărați, aduceți-vă aminte de lucrurile frumoase pe care ați reușit să le creați, să le faceți în această viață și o să vă simțiți mult mai bine. După cum vedeți, deja am pregătit niște posibilități și cărți și vom vedea. Poate nu întâmplător pe masă am alchimistul și cântecele iubirii de Rumi. Transformare mare în această perioadă și această zi și această perioadă. Dar aveți numărul 1, 2 și 3 de ales. Am ales din partea fiecărui arhanghel 2-3 cărți. Însă, hai să vedem. Numărul 1, aveți acest îngeraș. Am căutat elemente care țin de înger. Numărul 2 este acesta. Iaca. Vedeți? Da, încă nu am unghiile făcute, că eu încă mai vopsesc, nu vă supărați, mai vopsesc tâmplărie, mai lucrez acasă. Și numărul 3, această pană. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu voi continua etalarea și voi începe să vorbesc pentru numărul 1, cei care ați ales acest înger. De fapt, nu e chiar îngeri, dar este din categoria îngerași. Haideți să vedem ce mesaje ați primit. Pe unele le știu, pe altele nu le știu. Deci aici aveam Mihail și Gavril. Dar haideți să vedem mai întâi situația. Mihail și Gavril. Situația voastră. La ce anume se referă? Interesant că ți s-a oprit la asul de monede. Ceva trebuie să se materializeze, să se stabilizeze într-un anume fel. Interesant că avem opoziția Taur, semn de pământ, și Scorpion, apă. Hai să vedem situația la care se referă cei doi, eventual, cei doi mesageri. Mesagerul este Gabriel. Și Mihail este cel care protejează asul de monede, cel care protejează situația aceea bună care trebuie să se manifestă. Da? Interesant, Marea Preoteasă confirmă, Marea Preoteasă sunt și eu, dar se confirmă că această canalizare este corectă, zic eu, în fine. O dată, de două ori, de trei ori. Împăratul. Trebuie să vă găsiți stabilitatea. Bărbați, femei, orice ați fi, trebuie să vă găsiți stabilitatea. Autoritatea, nu în sensul tiranic, autonomia mai degrabă. Situația în care sunteți. Ia uite frumos, izvorul 22 să însemne ceva. Wow, judecata. Fantastic, fantastic, fantastic ce cărți au venit. La capătul setului de cărți, da, 3 de spade. Sunteți, suferiți, v-a părăsit cineva, poate ați fost nevoiți să părăsiți iubirea vieții voastre, regele de cupe. Din niște motive, din multe motive, poate financiare, poate s-au băgat alte persoane. Ideea este că ați suferit. Ați suferit, dar ce este foarte, foarte important este că în momentul în care vindecați sursa iubirii, care este inima, da? Inima, în momentul în care vă vindecați inima
și vă reconectați la sursa eternă de dragoste, la izvorul divin și izvorul din voi, e un videoclip pe care l-am citit din Ivanhoe. Ați putea să reascultați acel, poate că o să pun link la sfârșit, nu știu, dar ați putea să-l căutați în setul de lecturi spirituale. Acolo este un videoclip foarte interesant referitor la apă, izvor, emoțiile. Ați suferit, poate, unii dintre voi, nu poate, toți suferim, dar în acest context, ca să vă regăsiți adevăratul izvor, și ca să renașteți. Această renaștere emoțională este fabuloasă, aș spune. Fabuloasă, poate că e fabuloasă, e miraculoasă. Și va atrage 20, 22, 26, 6, încă e vibrația acestui an, va atrage perechea ideală. Va atrage, poate, o nouă dragoste sau o nouă etapă în iubirea pe care trebuie să o trăiți. Dacă vreți să vindecați acea dezamăgire, acel sentiment de abandon din diferite motive, întoarceți-vă la izvorul vieții. Sunt cuvinte poate mari, poate simple, dar foarte importante, aș spune. Gândiți-vă judecata, gândiți-vă, alegeți iubirea, alegeți să vă iubiți și alegeți să renașteți cât de mult v-ar durea. Aceasta este situația. Haideți să vedem ce spune Arhanghelul Mihail. Wow! Romanță, writing into the unknown. Trebuie să îndrăzniți acest necunoscut în necunoscut. Trebuie să îndrăzniți să renașteți, să vă dați timp să vă vindecați și să renașteți ca să vă puteți bucura de această romanță sau de o nouă romanță. Dragostea plutește în aer. Există cineva care își dorește să fie iubitor cu voi, să vă copleșească cu gesturi, vedeți cele două cărți, să vă copleșească cu gesturi frumoase, să vă vindece, să vă inspire, să vă învețe eventual iubirea sub o altă formă, să vă distreze cu cuvinte de dragoste, cu gesturi iubitoare. Dar pentru asta trebuie să vă dați șansa să renașteți. Și renașteți în momentul în care vă adăpați în acest izvor care, nu uitați, este în voi, dar conectați la divinitate. Vedeți cum urc aburii. Că apa este conținută. Interesant, am văzut asul de monede. În față este o mare. Vă puteți pierde în emoții, dar în momentul în care creați un spațiu protector, și vorbește Mihail apropo, care protejează, puteți beneficia de această apă, o puteți filtra de lucrurile care sunt amare, sărate, că totuși mare sărată, da? O puteți îndulci. Sunt mesaje, voi trebuie să le interpretați cum considerați, nu intru foarte mult în interpretări, dar eu zic că este foarte important în continuare să și scrieți. Aici poate o legătură între Mihail și Gabriel, care este cel care inspiră la scriere, la comunicare. E o legătură și între ei, da? Ia să vedem ce mai zic. Ia uite, Gabriel, 16. 16 este numărul turnului în tarot. Trebuie să lăsați să se dărâme vechile preconcepții. Ia uite aici, deep freeze. Să se dărâme gheața. Ca să pătrund, ah, ce frumos, să pătrundă lumina. Era un citat apropo de Rumi. Trebuie să-ți crapi, trebuie să crapi ca să pătrundă lumina, să crapă, crape orice, orice structură tare, orice scută. Interesant că această inimă arată ca un scut. Trebuie să crape ca să pătrundă lumina. Trebuie să suferim ca să învățăm ceea ce e vindecare, renaștere și adevărată iubire. Aveți de explorat
Ori aveți în preajmă oameni care vă îndeamnă la exprimare creativă, dar și voi și Gabriel, Sfântul Arhanghel Gabriel, vă îndeamnă la exprimare. Vedeți, sunt două cărți care exprimă și această scriere, jurnalul despre care vorbeam mai devreme și pe care l-ați primit de la Sfântul Arhanghel Mihail, vă ajută să, interesant, că această eclipsă este pe lună plină, dar momentul în care se eliberează, se manifestă lună nouă. În fine, în momentul în care scrieți și ce vreți să, cum simțiți nevoia să vă protejați, aici vreau să ajung, apropo de Mihail care protejează, cum puteți să, și veți fi inspirați, că poate la început nu știți, cum să vă protejați iubirea, cum să îndrăzniți, apropo de curaj, să intrați în necunoscut, pentru că dragoste este o necunoscută. Bâșbâim adesea în dragoste, pentru că suntem învățați cu dezamăgirile unor, n-avem încredere. Dar în dragoste trebuie să te arunci, să îndrăznești. Da? Este peste tot în jur. Trebuie doar să vă învârtiți, să fiți creativi, să sperați și să dărâmați această gheață. Iar este o apă mare. Dezghețați-vă emoțional și îndrăzniți asta, și asta o veți face, mai bine zis, veți reuși să vă dezghețați emoțional practicând pictură, poezie, lectură și scriind în fiecare zi în jurnalul vostru ceea ce vreți voi să manifestați, să atrageți. Poate deja trăiți o anumită dragoste, o anumită poveste de dragoste, scrieți în continuare despre ea. Scrieți cât azi, interesant, 25, 7 și 7. E o oglindire, unul caută pe celălalt, celălalt îl așteaptă. Îl dorește. Trebuie doar să vă uitați ca să puteți alege. Da? Interesant, această judecată mă... Iarte, 6 și cu 2, 8, transformare. 6, 7, 8 sunt numere importante. Da. Sper că aceste mesaje să fie pe înțelesul celor care au ales acest număr. Și pentru că ați ales această fairy, acest spirituș, poate că ar trebui să vă dați dreptul la copilărie, la visare, să înțelegeți că nu trăim în această dimensiune doar, trăim în mai multe dimensiuni și momentul în care vă proiectați, mai ales cei care sunteți mai logici, în alte dimensiuni ca să puteți să vă vindecați de decepțiile despre care am vorbit mai devreme, atrageți și renașterea și oameni dispuși, spirite, suflete dispuse să vă iubească, să vă arate dragostea. E o dragoste romantică, dulce și, cum aș mai spune, care e cuvântul, Mihail? Plină de surprize, de emoții. Pentru că intrați în necunoscut. Însă, poate unii trebuie să învățați să oferiți dragoste și atenție celor pe care iubiți. Poate trebuie să primiți, variază de la om la om. Iar 7, ia uite, 6 și cu 1, 7. Și sufletul vostru, spune Gabriel, sufletul vostru tânjește după creativitate, după oameni creativi, după... Și voi trebuie să învățați să fiți creativi. Aici e interesant, această carte chiar mă duce cu gândul la joacă. Jucați-vă un pic. Și dacă înainte nu ați văzut, interesant, vin alte mesaje, jucați-vă de a, știți voi, baba oarba. Căutați-vă. Dați-vă timp să vă căutați ca să vă puteți bucura de regăsire. Acum, sunt mesaje. Voi știți cum le interpretați. Dacă la un moment dat ați fost orbi, nu ați văzut iubirea, v-ați păcălit relații karmice care v-au
adus durere, probleme, oameni care v-au abandonat, scriind, fiind creativ, descătușați această gheață, renașteți și descoperiți izvorul iubirii în voi și în jurul vostru. Interesant asta, cartea asta chiar seamănă, băi, și multe seamănă, dar asta mă special. Aici este apă în jur, marea, și aici este dragoste în jur. Aici este izvorul și izvorul e în voi. Când vă centrați, dacă știți să vă învârtiți ca derviș și înțelegeți ceea ce spun. Deși mă îndoiesc, dar că sunteți mulți care vă puteți învârti ca derviș și de măcar ați văzut când v-ați dus în Turcia, în Egipt, în țările acestea, ați văzut ce înseamnă, da? Să te centrezi. Și te centrezi și când scrii, te centrezi și când pictezi, te centrezi și primești inspirație. Și lăsați-vă inspirați. Pentru că cei doi, cel puțin, dar în această zi, au multe de spus. Poate ar fi chiar de astăzi, ar fi drăguț să experimentați acest lucru, chiar de astăzi. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și rămâne să ne auzim în următoarele etalări. Ia uite, deja aceasta a zburat. Acușica. Dacă scârție scaunul, încerc scuze. Pentru cei care ați ales acest... acum văd cum am ales, că sunt 3 sau 4 îngerași. Acesta are steaua, interesant. Steaua să însemne ceva. Să însemne speranță, să însemne, da, credință. Aveți credință? Să însemne și puterea de manifestare ca o baghetă magică. Și poate, într-o anumită formă, un anume tip de celebritate. Ori voi, ori cealaltă persoană, sunteți persoane publice. Și stea înseamnă și misiune spirituală, într-o anumită formă, mergând pe calea voastră, vă atrageți. Vă atrageți persoana cu care puteți manifesta misiunea aceea specială. Pe care toți ar trebui să o... Bine, toți cei evoluați. Hai să vedem. Mihail, Gabriel și acum hai să amestecăm cărțile, curăț cărțile pentru numărul 2. Ce frumos, ați ales un îngeraș auriu, iar aurul înseamnă valoare. Aurul, dragii mei, știți în alchimie, că vorbim de lucruri, alchimistul, am în față, interesant, mă atrage, vă rog frumos, citiți că e o carte foarte ușor de citit și foarte profundă. Transformați plumbul, apropo de plumb, plumbul care reprezintă Pluto, Pluto care guvernează, interesant, și în timp ce vorbesc, guvernează Scorpion, în timp ce vorbesc apare 8 de spade. Transformați-vă mental, unii dintre voi, ia uite și la capătul setului de cărți, 10 de cupe, da? De la plumb la aur, de la suferință, Pluto, la fericire. Wow, ce cărți! Să amestecăm o dată, numărul 2, cu 2 ori, de 3 ori. Despre ce vorbim aici? Ia uite, magicianul! Ce frumoasă confirmare, mulțumesc mult! Și Marea Preoteasă! Conectați-vă! 6 de cupe. Sunteți deja conectați la sufletul vostru pereche. Poate că sunteți doi magicieni, unul mai subtil, mai în obscur, celălalt mai spectaculos. Magicianul poate să facă și spectacol. Marea Preoteasă nu este pe scenă, dar... Asta nu înseamnă că nu predă, dar predă în cercuri închise. E o scenă specială. Să zic mai intimă, mai ermetică. 3 de monede, regele de monede, 3 de monede, regele de bâte. Probabil cineva e, am zis monede din greșeală, dar poate cineva cu marcaj puternic în semnul taurului. Fecioară Capricorn. Așa. Și 7 de bâte. La capătul setului de cărți. Interesant. Regina de spade. Wow. Două suflete perechi. Ia uite, aici regina. Regina de bâte și regele de bâte. V-ați regăsit. V-ați regăsit sufletul pereche. Am zis mai devreme. V-ați regăsit sufletul pereche.
Persoana cu care vă înțelegeți și de la distanță vă vindecați și împreună puteți face lucruri interesante cu lumea deosebite. Dar, posibil, din motive de distanță, poate și din dorința sau poate influențele familiale sau culturale, religioase ale uneia dintre voi, aș spune că s-a manifestat o separare. Dar separarea aceasta este menită, iar apare artistul 23, să însemne ceva, este creată de divinitate ca să învățați să manifestați corect, cu alte cuvinte, să nu vă lăsați influențați de familie, de tradiții, de alte lucruri care sunt în afara misiunii voastre. Așa primesc mesaj. Poate că este cu această regină de spade și un anume tip de tăcere, dar tăcerea trebuie să nu fie în ambiție, cât să fie mai degrabă meditație, gândire, plănuire, cum să manifest ce? Productivitate, creativitate, creștere, stabilitate, colaborare fructuoasă. Trei de monede. Poate între voi a intervenit ceva. Nu musai o persoană, pentru unii poate să fie o altă persoană, poate. Persoana aceasta, nu zic, musai să fie vreun iubit, iubită, poate să fie și membru al familiei, poate să fie și cineva de la locul de muncă, poate să fie un contract. A intervenit ceva, că vă hârtii. Dar, energie masculină foarte puternică cu acest rece de bâte, pasiune foarte intensă și determinare. Determinare să ce? Bâta aceasta pe care o ține regele de bâte, masculinul acesta foarte creativ, foarte intens, foarte sexy, foarte magnetic. Interesant, are și coroana, apropo de aur, care își cunoaște valoarea. Poate să fie și femeie, dar vorbim de un bărbat. Dacă nu, urmează în acest context să-și descopere valoarea. Pentru că șopârnița înseamnă transformare. Însă acest bărbat este foarte determinat să ce? Să apere șapte de bâte, ce? Pasiunea sa. Energia, inspirația, bagheta asta, misiunea pe care o are, eventual să colaboreze, probabil că are pasiune față de voi, dacă știți că e o poveste de dragoste. Și vrea nu doar să manifeste atracția sexuală care se simte între voi, ci vrea ca această energie sexuală, e foarte inspirat, vrea să o manifeste și într-un mod, repet, productiv, să creșteți. Trei de monede construiește într-o catedrală. Catedrala reprezintă templu comun. Că sufletul, corpul nostru, de fapt, corpul nostru este templul nostru, da? Aici este un templu comun, poate aveți, da, vorbim totuși de stea. Acest înger vă aduce mai aproape de misiunea voastră, de vindecare, de ce o mai fi. Sunt mesaje și mesaje. Dar, posibil, acum nu comunicați cu regina de spade, dar asta nu înseamnă că nu manifestați. Cine e artist știe. Știe că are nevoie de un timp, de gândire, de schițare, ca să poată să atreagă în realitatea aceasta, în 3D, ăsta e 3D toată ziua, 3D monede, succesul, protecția de care are nevoie acest proiect. Eventual cineva își dorește o familie cu voi sau voi vă doriți familie cu personajul la care, eu știu despre care vorbesc, semn de pământ în mod special, semn de foc, nu neapărat că aveți de-a face musai cu semn de pământ și de foc, adică asta înseamnă pasiune, repet, care este direcționată într-un mod practic. Într-un mod practic. Sexualitatea este direcționată într-un mod practic. Pentru că voi știți, kundalini nu se manifestă doar în pat, dragii mei. Nu, când se manifestă doar în pat, e blocată. În primele două chakre. Kundalini se manifestă prin multe lucruri. Prin puterea de a ne apăra, de a crea, de a ne conduce, de a fi autonomi, de a-i conduce și pe alții. Hai să vedem ce zice Mihail. Golden Palace. Interesant, apropo de aur, mulțumesc mult de confirmare.
Artistului e extraordinar, am văzut artistul mai devreme. Artistul, vai, spiritual connection. O legătură spirituală între voi, posibil e distanță. Posibil, interesant, poate nu întâmplător, în imaginea aceasta de la Sfântul Mihail, Arhanghel Mihail, artistul este reprezentat de energie feminină. În această carte, energia feminină ridică energia masculină. În ce sens? O scoate din întuneric, ori din necunoștință a potențialului său, ori dintr-un mediu care nu este tocmai potrivit pentru adevărata sa misiune, energia feminină, sunt mesaje și mesaje. Și am văzut aici un artist, aici este energie masculină. Ce înseamnă artistul? Este un manifestor foarte puternic, care în arta sa gândește, și când nu gândește, se lasă inspirat, adică nu acționează haotic, vedeți, este un porumbel aici. Se lasă inspirat de divinitate. Sunt două tipuri de inspirație. Exclus haosul. Această relație are o conexiune care trece dincolo de, interesant, de această dimensiune. Posibil, voi intuiți, simțiți, știți că sunteți conectați. Interesant, avem masculin și feminin, da? Și am văzut regina de bâte mai devreme, undeva în subtil, să zic, acum Sfântul Arhanghel Mihail vorbește despre această energie. Implicați-vă în activități creative, artistice. Sunt benefice pentru cariera voastră și pentru orice altă al departament al vieții voastre. Adică nu doar în carieră vă este benefică implicarea voastră artistică, documentarea voastră, că poate nu tot timpul puteți să desenați, să pictați, să cântați, să dansați, dar documentați-vă, ascultați muzică, priviți albume, vedeți filme despre artiști ca să înțelegeți traumele prin care trece un artist și cum le alchimizează, apropo de alchimie, parcă la voi am zis de alchimist, da? Că e magician alchimistul. O legătură spirituală. 2 și cu 7 înseamnă 9, poate să fie distanță, e casa a 9-a, a drumurilor. Gentle Gardener, hai să vedem ce a lucrurilor și călătorilor de lungă durată, ce vreau să zic aici. 9 este, fiind casa săgetătorului, reprezintă călătorii în afara țării. Și nu doar călătorii, reprezintă și profesorii noștri spirituali. Și conectarea la alte culturi. Acum, interesant ce spune. Ia să vedem, Gabriel ce spune. Lucrați în grădina voastră, în tăcere, că e numărul 2, Marea Preoteasă, în tăcere. Aveți 2, 2, 23, 2, 23, 27. Wow! Și 3. 3, 3, tot apare. 3, 3, 3. 30, 30. O dragoste adevărată. Această legătură... Poate că încă nu sunteți împreună cu personajul la care v-ați gândit. E un personaj. Îl simțiți, o simțiți în preajma voastră, chiar dacă sunteți departe. Vă întâlniți în 5D. Vedeți? Da? Pe autostrada soarelui. Nu e de și nu e soarelui din suflet, vreau să zic. Soare în suflet. Acolo vă întâlniți. Acolo dați mâna, acolo creați. Amândoi creați, amândoi sunteți artiști sau dacă nu sunteți amândoi artiști, amândoi puteți să fiți artiști într-o anumită formă. Sau ce înseamnă artist? Să fii creativ și să îndrăznești și să manifesti. Să alchimizezi. Că ce face artistul? Eu zic din perspectiva mea. Ia niște, are o pensul, are cel puțin o pensul, da? Niște culori și pictează. Hârtie și creion, nici nu ai nevoie de mai mult. Un creion și o hârtie și poți să scoți o lucrare de artă. Cântărețul sau cei care cântă au nevoie de un instrument sau poate nici nu au nevoie de instrument. Pur și simplu sunt sunetele pe care le jonglează și creează o nouă melodie. Ce face dansatorul? Pur și simplu se mișcă, își folosește mâinile, picioarele, corpul într-un anumit ritm, ritmul său. N-ai nevoie de multe ca să alchimizezi. Ce? Emoții, stări. Interesant ce mai vine ca și mesaj. Aveți semn de pământ, apare cristalul.
ca și mesaj de la Sfântul Arhanghel Gabriel. Se cristalizează, chiar dacă e la distanță, am zis, se cristalizează niște potențiale, se așează lucrurile. Se cristalizează, da. Interesant, aici apare ametistul să vă îndemne, eventual, căutați. Ametistul vindecă și ajută și la conectarea noastră, la alte surse. O dragoste, ia uite. Una într-o viață de om. Avem lifetime, da? Viață de om de două ori. Deci este una într-o viață de om. Iar o relație, o conexiune care trece dincolo de această viață. În această viață, această dragoste este unică, este adevărată. Dar ați mai trăit-o, este atât de puternică pentru că ați mai trăit-o și în alte vieți. Poate în cealaltă viață celălalt a ridicat-o pe ea. Variază. Însă, important este că se cristalizează. Ce înseamnă se cristalizează? Se alchimizează. Că acest ametist, acest cristal nu a fost așa inițial, nu mă pricep la capitolul acesta, dar evident că nu a fost inițial. Timpul, distanța, poate între voi, speranța și, măi, ce înseamnă cristal? Este o formă materială foarte puternică, foarte puternică. Imposibil de despart, de distrus. Diamantul, nu? Lucrați în grădina voastră. Apropo de îngerași, în tăcere, pentru că aveți multe. Lăsați-vă inspirați de femeia divină. Femeia divină, aici, în această carte, este în vârstă, pentru că este de când lumea, de când universul, e energia feminină care primește și apoi manifestă în realitate energia masculină, da? Feminin și masculin. Wow, ce frumos! Măi, iau-te! Știți că eu sunt romantică? De nu mă pot de romantică ce sunt. Ia uite, ce frumos! Ia uite! Și regele de bâte e creativ! E zodia, nu neapărat zodia leului, are marcaj, cu siguranță, are marcaj, bărbat, femeie, orice ar fi, are marcaj în zodia leului. Și sunt convinsă că și personajul acesta are marcaj, sau măcar în casa a cincea, dacă nu a leului, a creativității. A opta, iar, alchimizării. Și împreună aveți de construit, interesant, că aveți de construit, nu musai un palat de aur, nu musai, eu știu ce... Avem lună plină și lună nouă. Interesant că e un portal, cele două, cinci, care au adus schimbare majoră la nivel colectiv, planetar. Aveți de... cum se explică? Apropo de catedrală, de ce am zis? Un templu colectiv. Aveți de creat un templu colectiv? Poate e sub formă artistică. Nu știu, veți trăi și veți vedea. Dați-vă timp, sunt mesaje pe care le veți înțelege după mult timp. Nu, musai că se întâmplă acum, dar acum sunt mesajele către voi. Ce frumos! Deci acestea au fost mesaje foarte puternice. Ce se întâmplă la voi față de numărul 1, mesajele, primele mesaje din tarot, reflectă o realitate 3D. Aici confirmările arhanghelilor vin din alte planuri. Sper că sunt înțeleasă. Vi se confirmă că într-adevăr trăiți ceva special. Eventual nu încercați să blocați șapte de monede, nu încercați să blocați dragostea, blocați pe cei care vă invidiază, pe cei care încearcă să vă influențeze. Wow, ce frumos! Sper că v-a plăcut! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și haideți să vedem următorul număr. Să amestec cărțile și să vedem următorul număr. Wow! Ce care ați ales pană? Știți, n-am prea multe, afară de lucrările pe care le fac eu. N-am așa chestii care să sugereze îngeri. Însă, pe cei patru, la cei patru, Mihail, Sfântul, Arhanghel, Mihail, Gabriel, Uriel și Rafael, mă rog zilnic de nu știu câte ore. Așadar, am îndrăsnit această etalare tocmai pentru că, zic eu, am o legătură foarte strânsă cu ei. Ați văzut la un moment dat într-un videoclip,
de Sfântul Arhanghel Mihail. Este în altă cameră, nu vi-l pot arăta acum. La un moment dat, prin ianuarie am făcut, sau februarie, un videoclip în apartamentul în care am stat și acolo era mai aproape. Acum, hai să vedem care era Mihail, era aici și Gabriel de desubt. Mihail și Gabriel. Curăț cărțile. Multă pasiune și aici, Regina de Bâte. Pasiune, magie, atracție. Dar ați ales pana poate nu întâmplător. Pana reprezintă pentru mine asul de spade, cuvântare, scriere și capacitatea de a pluti. De a pluti, de a zbura. Meditați la aceste lucruri. Vedem o dată, numărul 3, de două ori situația voastră, de trei ori. Sau despre ce vorbim în această perioadă. Regina de monede, împărăteasa, wow! 9 de monede, împărăteasa, și mi-a venit mie să mă uit, 9 de monede, împărăteasa și regina de monede. Dacă sunteți singure, cineva vă vrea alături. Cineva nu vă mai vrea singure, pentru că aveți o valoare foarte, foarte specială. Creați stabilitate, abundență prin tot ce faceți. Pentru că 9 de monede reprezintă persoana singură independentă. Dacă cineva este independent singur în această relație dragostea, trăiește o dragoste cu împărăteasa. Ia uite, regele de monede. Da, rege și regina. Trăiește o iubire excepțională pe care și-o dorește manifestată în realitate printr-un cuplu stabil. 9 de monede independent nu înseamnă musai că e libertin sau libertină independent. Acum variază de la un om. Dar, interesant, aici este, interesant, un extra mesaj. Familia, dar a venit invers. Dacă, e o chestiune, vedem. Familia a venit invers, dar totuși am văzut un cuplu. Regele și regina. Vom vedea, hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Luna. Eclipsă de lună, vedeți? Confirmări. Și în taur, că am văzut semn de pământ. Regina de spade? Wow! Și îndrăgostiții? Cum vine să oftezi iar? Iar, interesant. Iar pentru că și la numărul 1 au fost dezamăgiri. Poate ați ales numărul 1? Nu știu. 3 de spade, 5 de cupe, turnul, 16, asul de bote. Am vorbit, atracția a fost foarte mare între voi și cineva, însă această atracție fizică nu este suficient. Această atracție fizică a șocat, a bulversat, v-a pus pe amândoi, nu doar o persoană, pe amândoi v-a pus această atracție neașteptată a unuia față de celălalt, neașteptată că e turnul. V-a pus în postura în care a trebuit să blocați asul ca să alegeți. Interesant, am vorbit de familie și apare familia invers. Poate că familia tradițională în care a fost crescut unul dintre voi, am văzut persoana independentă și dorința cuiva de a se așeza la casa lui. Poate unul dintre voi nu și-a dorit familie pentru că a văzut acasă situații nasoale. Vorbesc și eu mai popular, nasoale, toxice, negative. Și aceea a fost o influență de-a lungul timpului a uneia dintre voi. Și acel personaj s-a concentrat doar pe aspectul fizic al său. Dar a venit o atracție foarte intensă între voi doi. Și această atracție, această energie, acest magnetism v-a șocat pe amândoi. Cel care a fost foarte tradițional îl obligă sau o obligă să renunțe la tradiții, pe cel care a fost netradițional îl obligă să învețe să construiască. Viceversa, da? Este o trezire. Ce am trăit eu până acum? Numai dezamăgiri? Dar de ce am trăit dezamăgiri? Pentru că n-am știut să fac diferența între ce? Între pasiune. Extraordinar, dați-mi voie să exclam, să fac diferența între pasiune și dragoste. Extraordinar, asul de cupe și soarele. Dați-mi voie să mă exprim, că așa sunt eu.
Trebuie să alegeți ori voi, ori cealaltă persoană. Care acum, posibil, unul dintre voi, sau poate amândoi, sunteți în confuzie cu luna. Unul stă, sau amândoi, aș spune, amândoi. Amândoi visați unul la celălalt, vă gândiți, nu vorbiți. Luna, regina de spade, nu vorbiți. Regina de spade poate să sugereze și separarea de vechile tradiții sau vechile non-tradiții, pentru că sunt bune tradițiile dacă ne ajută să construim templul nostru corect. Regret, suferință. Eu zic că amândoi suferiți în această situație. Amândoi suferiți. Wow, dar ce cărți au venit. Wow. Trebuie să alegeți între pasiune și dragoste. Asul de cupe și soarele. Sunteți nebuni? Da, iaca. Cine v-a văzut? S-a concentrat, repet, și da, asta e. Si, vorbesc mai tare că asta e materialul. Interesant, regina de spade aici are sabia în jos. Meditează. Gândește, dar trebuie să gândească și logic și să primească și inspirația. Unii dintre voi trebuie să alegeți între o mamă, interesant, apropo, și iubirea vieții voastre. Wow, ce mesaje! Acum, hai să vedem ce zice Sfântul Arhanghel Mihail. Casă, interesant, casă, dar acum a venit în această poziție bună. Puteți să faceți casă adevărată cu sufletul vostru pereche. Sunteți pe calea cea bună în această dragoste. Dacă reușiți să alegeți corect, dacă vă separați de influențele negative de acasă, dacă vă separați sau cel care este o persoană aici care nu se implică în relații, dar acum o să vrea să se implice. Dacă vrea să se implice, este pe calea cea bună. Trebuie să cel care nu și-a dorit familie pentru că a văzut acasă, care a văzut acasă multe lucruri foarte urâte, trebuie să învețe să se iubească, să descopere că este o ființă divină, încântătoare, care merită lucruri minunate, care are multe lucruri de oferit. Avem casa 8-a Scorpionului. Aici este calea pe care vă regăsiți. Acasă este în voi și cu sufletul vostru pereche. Poate că unii dintre voi v-ați găsit sufletul pereche și vă cheamă în casa, în familia sufletească este una, familia sufletească e una și familia aceasta în care am fost crescuți, unii, poate unii ne-au primit educația acasă. Am zis, au văzut multe lucruri acasă. Dar a venit invers, extra mesaj. Pix of joy, 33, foarte important, 33-6. 3 înseamnă comunicare, înseamnă construcție, înseamnă creativitate. 6. În echilibru. Înseamnă oglindire. Vai, dorința inimilor. Sau inimii. Dorința inimii și ce frumos. 1. Înseamnă manifestare. Trebuie să învățați să manifestați, sau mai bine zis, învățați să manifestați când vă ascultați inima. Inima frântă. Când e inima frântă, nu manifestați decât regrete, decât relații. Da, pot să fie pasionare de scurtă durată, care nu reprezintă nimic pe termen, care vă bulversează. Vă aduc și mai multă suferință. În momentul în care vă ascultați inima și vă iubiți, vă descoperiți calea. Calea este inima voastră. Pământ și apă. Nu vă pierdeți nici pe pământ, nici pe apă. Găsiți calea de mijloc. Poate unul este apă, altul e pământ, nu știu, că văd a 3 și 3. Dar, ce frumos! Energia feminină probabil că este obișnuită să calce pe această limită între realitate fizică și realitate, zic, o altă realitate emoțională. Este o sirenă, interesant cum vine mesajul. Este o sirenă care cheamă pe celălalt acasă. Dar, repet, casa 27 este numărul 9. Se reduce la 9. 9 este Jupiter. Este o casă spirituală, este o familie de suflet, înțelegeți? Dar trebuie să vă ascultați, interesant, de imagine, să vă ascultați inima. E o convorbire între cei doi. Da? Și o persoană pune scoica celuilalt la ureche. Cu alte cuvinte, îi șoptește din mări, din alte lumi, din alte dimensiuni.
Asculți, recunoști sufletul. Vreau să zic sunetul, dar e și sufletul. Îți recunoști sufletul. Mă recunoști și pe mine. Hai acasă. Asta este casa ta. Prin ce a trăit această scoică? Ai trecut prin multe transformări. Adu-ți aminte. Apropo de 8 de transformări. Adu-ți aminte prin câte transformări ai trecut ca suflet, ca spirit. Regăsește-te și manifestă. Listen to your heart. Știți că e o melodie, Roxette, Listen to your heart. Îl avem aici pe Neptun. Neptun e bun uneori. Este spiritual. Avem și Jupiter. Oh, ce cărți frumoase! În casa sufletească, cu sufletele tale perechi, îți vei găsi adevărata fericire. Dar pentru asta trebuie să înveți să primești, să-ți dai dreptul la visare, la scriere cu asul de, cu spada invers. Deja ați vorbit de asul de spade, da? Da? Este un as de spade încă nemanifestat, să zic, verbal, dar se poate manifesta prin scriere, prin desen, prin nu știu, alt fel de semnalizare. Interesant că și la voi apare, nu știu, am apărut la o carte și confirmă, da? Inspirația divină. Gândiți logic și ascultați și divinitatea. Nu vă lăsați influențați eventual de cei care vă țin departe de, repet, de familia sufletească, pentru că suntem în secolul 21, vorbim într-un moment de mari transformări la nivel planetar colectiv și nu ne referim, nu mă refer deloc la familia tradițională, țineți cont. Poate cineva renunță la o familie tradițională pentru a-și regăsi adevărata fericire cu sufletul său pereche, ar fi minunat. Dar deocamdată este un moment de tăcere în care dați-vă dreptul să primiți inspirație, mai ales că apare luna ca și confirmare a acestui moment, să primiți inspirație și ați primit. Sunteți pe calea cea bună. Sunteți pe calea cea bună. Și care este calea? Ascultați-vă inima, iubiți-vă, conștientizați că sunteți minunați, că sunteți divini. Nu sunteți niște oameni răi, așa cum poate ați văzut în mediul acela toxic. Ori familie toxică, ori oameni care gândesc toxic. Vedeți cum s-a așezat? Aceasta este blocajul pe care trebuie să-l dați la o parte, ca și manifestori, în această poveste. E un blocaj. Dar îl veți da la o parte. Mari bucurii vor fi. Dacă vă ascultați, vedeți mai câte, ascultați-vă inima. Heart desire, inima își dorește fericire. Nu doar pasiune trecătoare. Chiar dacă este pasiune între voi, în acest moment, leitmotivul este emoția, conectarea la divinitate, necesitatea de a înțelege conexiunea profundă care este între voi. Trecând dincolo de pasiune, de atracție, de sexualitate, de magnetism. Că este. Am văzut asul de spade, de bâte. Dar turnul, separarea, șocul, durerea, regretele, au venit tocmai ca să vă facă să înțelegeți că regina de spade, repet, înțelege, discerne între confuzie, iluzie, vis și realitate. Aceasta este o dragoste reală. Dar trebuie să vă dați șansa. Și după ce regina de spade, vorbesc de energie, oricine ați fi aici, poate să fie energia comună dintre voi doi, înțelege, va ridica spada, va cuvânta și va manifesta. Vedeți, interesant, nu este suficient să asculți. Trebuie să și auzi, să și înțelegi, să simți. Peaks of joy. Da, în momentul în care veți ajunge la concluzia aceea,
că da, mă iubesc, sunt un om care merită dragoste, casa mea e lângă cei care au suflet, veți sări într-o etapă foarte importantă. Apare și fluturile ca transformare. Vă veți transforma, care e cuvântul? Cuantic, instantaneu, poate că e, la nivel universal e instantaneu, dar probabil că o să vă ia totuși ceva timp, dar va fi un salt de bucurie, o explozie. Evrica. Apropo de turn, de momentul ăla șoc, separarea vine cu un scop, ca să pătrundă lumina, cum am zis la un moment dat într-o altă, la alt număr, da? Ca să pătrundă lumina. Că altfel, turnul era prea înalt și obstrucționa vederea. Soarele, apropo de Babel, Babel, haos, confuzie. Ala bala porotocala. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau.